Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Mr. President. Și știu că nu vă așteptați, pentru că nici eu nu mă așteptam să ne reîntoarcem la această serie, dar a primit un update jocul și știu că v-a plăcut foarte mult seria aceasta, de asta am zis să vă prezint update-ul, nu l-am jucat, doar ce am văzut cam despre ce este vorba. Noi știți că am terminat jocul, ideea principală a jocului era să-l salvezi pe Trump. Sau mai bine zis, pe Rump, așa îl cheamă în joc. Însă, mai e o parte în jocul acesta pe care mi se pare că n-am explorat-o complet, ceva cu wrestling. Cred că am făcut câteva... sau într-un episod la final legat de wrestling. Ei bine, m-a adăugat o chestie nouă. Și știți că eu am seria aia de WWE, deci presupun că știți despre ce este vorba cu wrestling-ul. Știți că este Royal Rumble și l-am jucat și noi. Aici avem Rump Rumble, de la Trump. Hai să vedem despre ce este vorba. Travel bans were not enough. Rump has found out there are millions of immigrants already in America. Now he vows to deport Russia, remove all the immigrants from the ring and send them back to where they came from. Ok. Este puțin, că nu mai știu exact. Deci aveam unu capoeira kick, hip-hop dance, victory pose. Close. Ia să vedem ce știe să facă Rump. Bă, lasă-mă. Îl mai țineți minte pe Rump, nu? Unde bă, era singur din ring. Stai, nu. Stai puțin, stai. Încă nu. Ce facem ăsta să-mi piedică de corzi? Ok, și cum îl scoatem pe ăsta afară? Am ieșit singur? Adbasă de left click to dive. Slow. Jump. Caps lock hurricane kick. Ok. Hai să dăm retry. Dacă dau capoeira kick, bă, a fost pe aproape să-l scoatem. Oare trebuie să-l dau peste coarda de deasupra? Rump the American Dream Crusher. Ok. Hai să-i facem o mișcare de final. Pot să mor pe... Ok. Pot să mor în colț? Nu cred că... nu cred că merge, dar... Ce neba s-a întâmplat? Am dat cu capul de colțul ringului și l-am scos afară. Slow motion. A ieșit printre corzi, dar nu s-a pus. Capoeira kick zicea că e pe caps lock. Ce naiba se întâmplă? Zic eu broască, uitați-vă la el. Ok, asta e mai dificil decât credeam. Rump e cam nebun. A ieșit? Da, am rupt și alea cu el. Faza e că nu se mai ridică Rump. Ce naiba se întâmplă cu gura lui? Deci să înțeleg că trebuie să-i dau afară fără să... Flip, bă, așa e, uitasem de el. Deci noi nu avem voie să ieșim din ring. My God, cât a piciorul i-am dat. Oare dacă s-ar merge să dau... Parcă sunt într-un fel de Street Fighter. Ești nebun cu mișcările astea. Ăla a rămas lipit de corzi. Ar fi trebuit să adauge niște mișcări noi sau ceva. Ia să vedem. Deci avem capoeira kick, hip-hop dance. Pe H. Zici că e electrocutat, ești nebun? Oh! Avem un picior direct în moacă. Ia, stai puțin. Aruncă-l! Dă-l afară! Imigrantul! În sfârșit. Ai cam ciudat. Ăsta parcă era din ultimul capitol. Hai bă, cum ne baratez cu piciorul ăla? Ce ne baringhi ăsta din lemn? Ok, am ieșit eu. Nu merge click stânga? Ăsta ce face, mă, flotări? Cum ar fi să fie ringul de wrestling așa? A vrut să se ridice și a dat cu capul de bucata de lemn. Bă, scoatem pe ăsta de aici. Uitați-vă și voi la el. Pleacă, boss, du-te acasă. Ăștia nu știu cine sunt, dar ăla era din ultimul capitol din Mr. President. Ok, dă-te jos. Faza amuzantă e că noi când jucam jocul acesta, Trump nu era președinte. Acum a ajuns de ce mai puternic. Bă, dar piciorul ăsta e colmea rău de tot. Ieși acasă. Steel cage. Deci noi trebuie să aruncăm imigranții
back to where you came from. Faza e că dacă eu ies din ring, caracterul nu se mai ridică. Zici că sunt un pește pe uscat. Ești nebun? Poți să dai și cu slow motion, dar... Care e farmecul? Adică cum aș putea eu să rănesc copiii? Jocul ăsta e ciudat. Oh, am ieșit singur afară. Da, e cam ciudat update-ul ăsta. Adică e foarte complicat să-i dai afară din ring. Ești nebun, cine naiba? Ieși acasă! Eu încerc să-i dau pe afară și tot eu... Ce am făcut, mă? M-am transformat? Ce s-a întâmplat? Mă transform, ești nebun? Ar trebui să încercați și vezi jocul ăsta, e mult mai complicat decât pare. Ok, Rump. Cred în tine. Normal cu click stânga, știți că... Te aruncai așa ca nebunul? Dar... Am pus în două afară! Ieși acasă! Dau cu piciorul în el și nici măcar nu se mișcă. Zici că e de gelatină. Dar chiar în slow motion? Ok, cred că nu poți să lovești copilul. Sau? Ești... Cum am ieșit eu și nu el? Vreau să-mi explice cineva. Să-mi explice cineva chiar acum. Oamne, zici că-s de gelatină oamenii ăștia. Ieșiți odată afară din ringul meu! Dau cu picior. Nu, ieși. Ah, ok. Trebuie doar să stau în ring. Am scos și copilul. Deci e perfect, mai avem doar pe asta. Care nu știu ce naiba face. Femeie, dispari! Ok, hai că e aproape. E aproape? Nu credeam că o să mai... Nu, că dacă mor acum, asta e șansa mea să trec harta. Nu! Rump, nu! Oh my god, bă, ce naiba? Deci eu îi atac pe ei, dar tot eu cad din ring. Asta e culmea. Femeie, vrei să ieși sau nu? Cum era mă ăla de zicea? Ieși acasă. Hai, Rump, cu piciorul al tot. Ce carabă i-am dat. Rump bringing families together. Fim asta. America. Cred că glumești. Pentru fanii mei... Bă, ring într-o parte. Aia de la wrestling ar trebui să învețe ceva aici de la Rump. Cum naiba-i scot eu pe ăștia când... Ah, hai că e ușor. Hai să-l învârtim pe ăsta puțin și se duce Dadura. Easy. Immigration is a slippery slope, Ronald Rump. Asta... Ah, credeam că asta a fost tot. Ok. Oh my god, cred că glumești. Așa, da. Oi de capul meu. Ok, cred că... De, cum era? Pe cât era? Uite-l. Oh, stai mă așa că avem mai multe mișcări, așa e. Ce naiba se întâmplă? Uite, asta pare bună. Dai, care era, mă? Asta. Ho, dar vreau să văd care e... Făceam eu un flip pe ceva, dar nu mai știu pe ce. Nu? Pe Z? Oh, păi eu pot să dau cu pumni, mă, dar nu știam. Ia stai puțin. Nu, să nu cazi din ring ramp. Du-i, mă, ramp, așa. Da, ziceam eu că trebuia să adaugi mai multe lovituri. Dă-i restart. Voi-l vedeți pe Rump ce mișcări are în el. Ok, am pierdut. Du-te! Nu. Hai să ne dăm Dadura pe scări. Măcar să picăm în ring. Cum l-am scos? Ai de capul meu, nu cred. Oh, cu băieții răi. Oh, un pumn în gură. Oh, un flip. Mamă, îi rupe ram cu bătaie, ești nebun.
Băi, vedeți și mișcarea în el, e boxer acum. Dacă mă învârt puțin. Dacă vă întrebați de ce mama naibii nu ne arată toate butoanele pe în meniu, e că așa îi place developerului să ascundă chestii de noi. Vedeți că nu sunt toate butoanele. De exemplu, eu apăs pe X și pe C ca să dau cu pumnul. Și ok. Ăla face flotări când se dărâmă clădirea pe noi. Stai mă, că uitați-vă la asta, zici că e om de gelatină aici, nebun. Care era, mă, butonul ăla, dar... Oh! Dă de ramp! Bă, dar mă omor singur eu. Cară-te, amice! Ah, de fapt știți că pot doar să-i împing? Ar fi mult mai simplu să-i împing. Ăsta se roagă la mine. Da, ar fi mult mai simplu să-i împing. Ia, hai, bă, cară-te, dar... Nu cred, la final de tot am murit ca prostul. Pă bune. A, pe E era flipul. Ok. Știți ceva? Hai să... Hai să... Scăpăm de ei, pentru că nu-mi place harta asta. Nu îmi place deloc harta asta. Așa că te-aș ruga să... Ieși din ringul meu. Faza e că mă pie... Oh my god, no. Ieși, te rog, din ringul meu. Mulțumesc. Neoclassical racism. For president, ramp for president, ok, ok. Hai să-i dăm niște pumni moacă. Mamă, zici că-l e de ureche. Ah, cred că trebuie să-l împing prin peretele ăla. Ok. Păcat că nu pot să-l... Aha, hai că l-am pus bine, l-am pus bine. Stai, ramp, ramp, ieși dintre corzi, te rog, te rog. Ieși din corzi. Nu! Nebunule! Oh my god! Ah, hai că e poziționat bine. Să-i dăm niște pumni în gură. Bă, dar chiar mă pricep, voi vedeți ce-i fac. Showing his message with compassion. Se arată mesajul cu compasiune. Vin și eu! Ho! Stați așa. M-am prins prin corzi. O, e prea bun ramp. N-aveți cum să nu-l iubiți. În slow motion? Perfect. Și acum mai să dăm la nevastă niște pumni în gură. Pleacă de aici! Stai, 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 că știu, știu. Eu mai rău mă rănesc. Mai rău mă rănesc pe mine, ești nebun? Ăsta e cel mai ciudat joc pe care l-ați putea juca, vă spun. Deci e foarte complicat. E așa gelatinos. Nici dacă le dau pumni în gură nu pot să-i arunc. Decât dacă îi fac... Decât dacă îi fac așa. Pleacă! Hai că l-am scos frumos, mi-am băgat capul printre corzi. Pleacă de aici! Cară-te! Cară-te și tu, piticanie! Parcă văd că nu pot să-l arunc. Ok. Uite-te cum face, zici că are picioarele prinse în pământ, în podea. Te rog, ieși din ring. Aoleo, cine a venit cu ideea să adauge copii în joc? Că sunt prea mici. Sunt scuzi de statură. Te rog, doar ieși. Doar ieși. Oh my god, în sfârșit. Is it a bird? Is it a plane? Is it a sack of rotting garbage? What? Oh my god, ce naiba e asta? Tu ești destul de gigantic! Te va scoate ramp de aici. Ok, hai să începem cu niște pumni. Dă-l afară! Easy! Și pe tipul gigant l-am scos. Oh, ce naiba e asta? The ramp rumble keep you... You're weak sau you weak? Oh, cred că glumești.
Ok. Ce naiba se întâmplă? Vedeți că au animații diferite. Băi, am dat-o destul de bine după urechiușa. Uitați cum îi întorc pe băieți. Fă ceva, Ramp! Doar fă ceva! Ok, poate trebuie să mai descoper că dansează pe manele. Ok, gata. Ho, ho! Omă nebunule! Yo, uite la Ramp ce face! Boing! Da. Dă cu picioarele! Yo, uite la el ce mișcări are! Păcat că nu știm toate controlele. Probabil mai sunt și altele de care nu știm noi. Adică am încercat să apăs pe toate butoanele, dar sigur mi-a scăpat mie ceva. Bă, îi dau în genunchi în față, el se dă pe spate și se întoarce la loc, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Poți ce o să vă scot de aici? Te poți opri cu flotările? Mă, cum l-am aruncat? No, cred că cel mai ușor e să dai doar afară. Doar ieși acasă. Oamne, este nebun. Doar ieși acasă. A, dă doi pumni când apăs pe buton. Credeam că trebuie să apăs de mai multe ori. Ok. Eco. Am vrut să-l împing, nu să sar. Ok, presupun că merge și așa. Doar pleacă. Doar cară-te. Ok. Doar back. Uștulache, cară-te. Bă, deci e nebunie jocul ăsta. Nu credeam că e așa complicat. Uitați-vă și voi. Cară-te. În sfârșit. Deja ne dăm pe wrestling serios. Ce naiba s-a întâmplat? Wow! Dacă îl scot... Băieți, cred că vom lăsa... Cum naiba am câștigat, nu știu. Cred că vom lăsa pentru episodul viitor toată treaba aceasta. Băi, cine e bun? Vom lăsa pentru episodul viitor, eventual să mai spuneți dacă vreți să mai facem episoade cu Ramp Rumble. Probabil nu mai sunt foarte multe misiuni rămase, adică mai e ăsta și încă un capitol, cred, sau ceva de genul acesta. E ok, părerea mea sincer e ok, dar mă așteptăm la ceva mai șmecher. Adică e greu să controlezi inamicii, să nu poți să faci șmecherii multe cu ei. E bună ideea, dar controlele caracterelor, era mișto să poți să-i prinzi, să-i arunci, să faci o groază de chestii, știi? Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!